Pentru ca o societate să funcționeze, astfel încât viața comună a mii și mii de oameni să fie fără incidente, este nevoie de reglementări, drepturi și îndatoriri, două concepte care sunt pe buzele tuturor și despre care se spune că nu pot exista unul fără celălalt. Nu se poate insista asupra respectării drepturilor atâta timp cât nu sunt respectate obligațiile sau obligațiunile, care să fie varianta corectă. Obligațiune. Obligațiune. Păi depinde în care context. Obligații, de exemplu, sunt de emite banca, Ministerul de Finanțe, de obligațiune. Asta eu am o obligațiune care trebuie să o execut, să o îndeplinesc. Obligațiune? Obligațiune înseamnă avea, cum spun eu, responsabilitate de a făcut niște lucruri, de a... Obligația. Obligație, interesant, și obligațiune, da, două cuvinte diferite, obligație, obligațiune. Păi obligația, sunt obligat să fac ceva, da, pur și simplu. Da, obligațiune, un document emis de bancă sau de altul organe de stat, eu știu, prin care cineva se obligă să achite plată oricare într-un termen anumit prevăzut în obligațiunea respectivă. Deci, pe lângă responsabilități, avem și unele obligațiuni. Obligațiunea mea este de a asculta părinții. Obligațiunea e ceva mai mult și scrie într-un contract, iar obligații, nu știu, obligații de părinte, de copil. Obligație de serviciu. Conform definiției de tip dicționar, cuvântul obligație înseamnă datorie, sarcină, îndatorire, raport juridic civil prin care una sau mai multe persoane au dreptul de a pretinde altor persoane care le sunt îndatorate să dea, să facă sau să nu facă ceva, ceea ce îi se impune cuiva sau își asumă cineva să facă într-o anumită situație. Iar obligațiune are sensul hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă, ce se negociază pe piața capitalului fictiv și care este folosită de stat sau de instituții publice pentru procurarea mijloacelor bănești. Hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă sau premiată utilizată de instituțiile creditoare pentru procurarea mijloacelor bănești din disponibilitățile populației. Titlu de rentă emis de o societate și plătibil la termen. Deci atunci când vorbim despre îndatorire, vom folosi substantivul obligație, iar hârtiei de valoare îi vom spune obligațiune. Să exemplificăm. Pentru prima dată, oamenii vor putea investi în obligațiuni municipale. Prin emiterea obligațiunilor, emitentul împrumută mijloace bănești de la investitor. Întreținerea copiilor minori este obligația primordială a părinților. În timpul căsătoriei, soții au drepturi și obligații egale. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.